Vreau să îi întreb pe această cale de ce fostul prinț Charles, actualul rege al Angliei, a venit aici la noi în țară și a cumpărat casă sau case și terenuri. Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi mă aflu în satul Vârbilău, județul Prahova, bineînțeles. Chiar acum intru în sat, traversând acest pod care traversează râul Slănic, orașul Slănic, aflându-se undeva la 10 minute de mers cu mașina. Am venit să văd și eu cum se prezintă satul, să mă plimb puțin pe ulițele lui. Este prima dată când vin aici. Am văzut că vă plac astfel de materiale video și pentru mine chiar contează, pentru că îmi plac plimbările de acest gen. Așa că haideți să intrăm în sat pe partea aia sau pe partea asta. Da, trebuie să merg pe aici pentru că acest drum se înfundă, duce la o proprietate. Încă de la intrare în sat, dar văd și de o fântână care are un anunț important. Având în vedere semnarea de către Consiliul Județean, este neinteresant pentru noi. Astăzi este duminică, clopotele bat la biserică, toate că ceasul este 2:30. Părintele Arsenie Papacioc spunea despre clopote că ele cheamă vii, plânge morții și împrăștie viforele. Este o vorbă venită din latină. Cine nu știe despre... Bună ziua! Despre cine a fost părintele Arsenie Papacioc, poate da o scurtă căutare pe prietenul Google. Aici biserica se pare că își renovează și reface zidul. Probabil a fost un zid frumos de piatră și a avut ceva probleme și îl reface. V-am spus, este prima dată când intru în sat și nu știu mai nimic, nicio străduță pe aici. Ce căpițe mari de fân aici. Și în față niște domnișoare cu un cal. Iar aici sunt niște oi. Intru așa pe ulița asta. Pe ulița asta neasfaltată, exact cum era odată pe vremuri, când nu știam ce era asfalt sau beton. Bine, nu noi sau nu eu. Bunici, străbunici. Bună ziua! E potabilă apa la fântână? Da. Nimic? Întrebam și eu. Lumea se uită destul de ciudat când merg prin sate și mă văd cu rucsacul în spate, cu camera în mână. Vă dați seama că sunt puțini, spre deloc, vlogări care fac astfel de content. Și dacă sunt, vă dați seama că nu ne nimerim
prin acelea sate. Chiar îmi plac ulițele astea așa. Neasfaltate, dar nu-mi plac alea pline de nămol. Referitor la vlogurile anterioare, cele din Provița, unde am filmat și am sunat la câteva anunțuri de la terenuri, de la case. Băi, fraților, deci unele comentarii m-au lăsat așa puțin uimit. Comentariile de genul, cu 35.000 scumperi în Grecia lângă plajă. Mai pui puțin și ții în Spania. Cu banii ăștia ții în Italia. Eu nu am îndemnat pe nimeni să-și cumpere teren în țară, să se mute în țară sau să plece din țară. Și dacă aș îndemna, nu știu cine ar face-o. Dar mă gândeam așa pur și simplu cât de mult ne-am străinat. Cineva zicea că toane pe coclaurile alea pe acolo, cine să stea, că în Spania e frumos. Păi vă spun sincer, eu am trăit în Spania câțiva ani buni de zile. Păi și nu o să aibă niciodată Spania coclaurile noastre, între ghilimele, relieful nostru. Da, e frumoasă ca țară, de vizitat. Oamenii sunt plăcuți, sunt liniștiți. Am avut prieteni spanioli, vorbesc spaniol destul de bine. Nivel mediu, adică destul de bine, doar că nu sunt profesioniști. Scriu în spaniolă. Dar am ajuns să-i umflăm atât de mult pe străini, cât nu vine să cred. Am înnebunit cu Occidentul ăsta. Într-adevăr, majoritatea am plecat din țară să facem un ban. Știu situația din România. Da, probabil prețurile sunt exagerate, dar nu te obligă nimeni să cumperi. Din moment ce ăla e prețul zonei, credeți-mă că îl se vând. Nu înțeleg de ce slăvim atât de mult pe străini. Da, să fim prieteni cu ei. Mergem, muncim la ei. Oricum suntem și la noi în țară. Suntem sclavi. Lumea muncește la Carrefour, la Profi, la tot fel de companii străine. Nu mai avem nimic de stat, dar am ajuns așa să... Dom'le, Spania, Italia. Noi avem o istorie destul de veche. Țara e veche. Strămoșii noștri s-au luptat pe front. Nu vreau să intru în subiecte mai profunde. Doar că rămân uimit și da, îmi dau seama că pur și simplu noi, asta e, ne merităm soarta pentru tot ce se întâmplă, pentru tot ce ni se întâmplă aici, că suntem așa cum suntem, cu destul de multe probleme, cu guvernul pe care îl avem, deci merităm fix ce avem. Așa că cei care iubesc mai mult Occidentul decât țara, să rămână acolo liniștiți. Să se uite la vloguri cu spanioli, cu italieni, cu etc. Ce rost are să vii să-mi umfli mie aici pe străinezi? Fiecare cu curtea lui, zic eu. Așa ar trebui să fie. Așa că, dragilor, rămâneți acolo liniștiți. În țările astea frumoase și civilizate. Și lăsați România în pace cu coclaurile ei. Astea așa, urâte, coclaurile astea. Deci avem niște zone, vin străini aici nebunii, nu le vine să creadă ce țară frumoasă avem. Pentru că în Occident se vehiculează că suntem săraci. Cine se gândește la România se gândește la vestul sălbatic, la lumea treia, dar culmea, când vin aici, wow, eu nu știam că e așa România, eu credeam că e dezastru acolo. Am ieșit după ulițele satului, sunt la strada principală, iar aici este târgul comercial Vărbilou, în care am fost anul trecut. Aici am cumpărat niște pomi fructiferi ca să-i plantez la mine în curte. Și pom fructifer și niște
pui de găină care, din păcate, n-au rezistat, au murit. Și acum ieșim la strada principală, în stânga duce spre Slănic, în dreapta spre Plopeni. Și încă o dată râul Slănic. Aici e halta Vârbilău. Nu? Ia. Auzi? Aici oprește trenul? Ai haltă, nu? Da, deci aici oprește trenul. În spate. Așa. Încă ceva. Pământul e sfânt. Aur îți poți cumpăra cât vrei. Prețul poate fi modificat la bursă foarte ușor de cei de sus, cum spunem noi, de ăia care trag sforile. Și poți rămâne cu aur să te uiți la el, de mâncare nu-ți dă, nu ai ce face cu el. Dar pământul, dacă ești puțin gospodar, îți dă. Poți crește animale, îți poți pune acolo o legumă, un fruct, pomii odată îi plantezi. Ai plantat pomii, din când în când mai ai puțin grijă de ei, te duci acolo și îi umăr. O pară, faci o țuică, un gem. Aurul îl ții și te uiți la el, poate crește prețul, poate nu crește. Așa că coclaurile astea sunt sfinte. Omul niciodată nu s-a hrănit cu aur și nu a avut nevoie de el, e doar o monedă de schimb. Îmi aduc aminte de ce spunea răposatul Vadim Tudor odată, Dumnezeu să-l odihnească, și anume că există un plan de depopulare a țării românești. Eu nu știu dacă e adevărat sau nu, dar când mă uit la ce se întâmplă în ziua de astăzi, la cum am ajuns să fim, cât suntem plecați, cu toate că mulți se întorc în țară, adică pleacă și vin, pleacă și vin, fac ca un fel de navetă în Occident, mulți pleacă și nu se mai întorc. Eu sper că și dacă există un asemenea plan, să nu reușească, să nu le iasă. Am venit o fugă în Slănic, să dau o tură și pe aici, fiind foarte aproape de satul Vârbilău. Aici, în față, este locul de unde pleacă dubițele spre Salina Slănic, cea mai mare salină din Europa și cu cel mai curat aer din lume. Și exact aici, peste drum, uitați ce casă interesantă, de asta cu arhitectură veche. Bine, este într-o stare destul de rea, recondiționat, are și super tare, dar este aproape de centru. Aici este centrul orașului și stațiunii Slănic. Și dacă nimeni nu o repară, în curând va pica la pământ, pentru că nu știu dacă se observă pe cameră, dar aici lipsește tabla după acoperiș, iar apa sigur a pătruns înăuntru, păcat de ea. Deci într-o stațiune frumoasă, turistică, deja se încheie ziua, mai sunt puțini oameni, dar totuși sunt. Deci lumea vine chiar și iarna în stațiunea asta, care practic se vine pentru băile sărate. Și asta e casa. Odată a fost casa adevărată. În legătură cu ce vorbeam mai devreme, despre cei care îi slăvesc așa pe străinezi, pe occidentali, și spun că e mai frumos în Occident decât la noi, nu neg că nu-i frumos și la ei. Vreau să îi întreb pe această cale de ce fostul prinț Charles, actualul rege al Angliei, a venit aici la noi în țară și a cumpărat casă sau case și terenuri. Deci acum este regele Angliei. Regele Angliei stă sau stătea 6 luni pe an în România, pe coclaurile astea urâte. Și ar fi putut ales orice țară din lume. Știți bine, sau cei care știți,
Anglia a fost cel mai mare imperiu din lume și încă conduce Australia, încă are influențe puternice în India. În India se vorbește engleză. A fost întemeitoarea Americii. În fine, prințul Charles a ales să trăiască pe coclaurile astea. Eu cred că el știa ceva despre țara asta cu istorie veche. Și mai este un tip din Anglia, nu mai știu numele, a venit și s-a însurat cu o româncă sau trăiește cu ea. Și promovează România. Deci s-a îndrăgostit de România, trăiește în România, are un documentar sau câteva documentare gen Wild Carpathia, a făcut filmări și prin Dunăre și prin Carpați și a cumpărat câteva case în Șirnea, pe lângă Brașov, și cred că își cumpără în continuare, se ocupă cu turismul. Este îndrăgostit de România, de coclaurile astea, care printre altele sunt și pline de resurse naturale. Petrol, gaze, metale, etc. Și-ar dori Europa să aibă ce avem noi aici în țară. Dar probabil că mulți nu știu lucrurile astea și am ținut să precizez și eu, așa, ca chestie, dacă mă înțelegeți. Au venit regii pe aici să trăiască și le place, vorbesc despre România numai de bine și sunt multe personaje care vin aici, despre care puțin știu, și vin și trăiesc bine și se bucură de ospitalitatea românilor și de frumusețile României. Așa că, dragilor, gândiți-vă și voi puțin la ce v-am spus eu. Am înțeles, da, nu este țara cu câini cu covrigi în coadă, dar nicăieri nu este. Iar în scurt timp și în Europa lucrurile devin din ce în ce mai rele, să zic așa. Nu va mai fi viața care a fost odată, dar nu vreau să intru și în polemici de-astea de politică externă, să zic așa. Doar atât v-am spus. Regele Angliei trăiește în România 6 luni pe an și mulți alți englezi, americani, belgieni, ați văzut și chinezii vin și cumpără sate la noi aici, terenuri. Dar noi îi slăvim pe străinezi. Păi dacă ar ști străinii istoria noastră adevărată, ar fi geloși. Dar nu o știu și nu o știm nici noi. Mulți dintre noi, majoritate. Așa, acestea fiind spuse, închei vlogul de aici, din Slănic. Sper că v-a plăcut. Vă urez o zi bună în continuare, sănătate, la revedere, trăiască patria!